poveștile copilăriei voastre le găsiți pe canalul de YouTube Piticul Vesel AIS. Pentru susținere, vă rugăm să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile. Vă mulțumim! Prințul fermecat. A fost odată o prea frumoasă prințesă care avea o minge poleită cu aur. Într-o zi, în vreme ce se juca lângă un lac din apropierea castelului, ea o scăpă din mâini. Sărind de două ori, mingea ajunse în lac. De supărare, prințesa se puse pe plâns. Deodată, îi ajunse la urechi un glășcior care o întrebă: "De ce bocești așa, dragă prințesă?" Domnița a făcut ochii mari când văzu lângă ea un broscoi pocit, care pe deasupra mai și vorbea. Își făcu curaj și-i povesti cum scăpase mingea în apă. "Ți-o pot aduce eu, dar numai dacă făgăduiești că o să-mi faci și tu pe plac," îi zise broscoiul. "Dar ce poftești de la mine? Rochiile mele, pietrele nestemate, mărgăritarele? Ori poate vrei coronița mea de aur?" întrebă prințesa. "Nici vorbă, domniță," îi răspunse broscoiul. "Nu vreau decât să-ți fiu prieten și tovarăș de joacă, să mă lași să mănânc alături de tine din talerul de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău." Prințesa își zise că pe semne broscoiul glumea, iar asta o făcu să se învoiască pe dată. "Bine, fie! Îți făgăduiesc!" Broscoiul intră în apa lacului și reveni cu mingea de aur în lăbuțe. De cum o văzu, domnița o înhăță și o luă la fugă spre castel, fără să-i arunce măcar o privire sau să-i spună vreo vorbă. În zadar strigă acesta în urma ei: "Așteaptă-mă, fată dragă, ia-mă cu tine!" În aceeași seară, în vreme ce domnița se afla la masă alături de tatăl ei, regele, în ușa castelului bătu cineva. Mergând să deschidă, prințesa dădu cu ochii chiar de broscoi. Când îl văzu, îi și trânti pocitaniei ușa în botic. Dar cum regele o întrebă cine fusese, domnița se văzu silită să-i povestească ce pățise în ziua aceea. "Ei, dar asta înseamnă că trebuie să-ți ții cuvântul dat," o mustră măria sa. "Dă-i drumul înăuntru, numai decât." Prințesa merse și deschise ușa, iar broscoiul o urmă la masă, unde se ospătă taman din talerul de aur al domniței și mai bău și din cupa ei aurită. După asta, prințesa locuia în pat, dar abia ce atinse perna cea mătăsoasă, că pocitania se și prefăcu într-un chipeș prinț. El le povestia apoi tuturor cum zăcuse sub blestemul aruncat asupra lui de o vrăjitoare haină și numai bunătatea unei prințese care să îndeplinească toate dorințele l-ar fi putut destrăma. În scurtă vreme, cei doi frumoși tineri prinseră drac unul de celălalt și făcură o nuntă mare de 3 zile și 3 nopți ca în povești și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pentru susținere, vă rugăm să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile. Vă mulțumim!